În data de 26 septembrie, PSD Călăraș a organizat întâlnirea zonală a organizațiilor pensionarilor socialdemocrați Muntenia Sud-Est. Consfătuirea s-a desfășurat pe două paliere, primul începând cu ora 10 în sala de ședințe din cadrul Prefecturii Călăraș, unde a participat și Ion Popa, președintele OPSD la nivel național, alături de președinții celor 7 organizații din regiune. Începând cu ora 14, la sala Baru Știrbei din cadrul Centrului Cultural Județean s-au alăturat discuțiilor 600 de pensionari din județul Călăraș. La eveniment a participat și Adrian Rândurnică, secretar de stat în Ministerul Muncii. Bună ziua, dragi colegi! Bun venit tuturor în această zi importantă, frumoasă pentru noi toți, prin care dorim să sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, să fim alături unul de celălalt și plus de asta vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru implicarea de care ați dat dovadă la alegerile europarlamentare, unde împreună și cu sprijinul dumneavoastră, mai mult cu sprijinul dumneavoastră al pensionarilor, am reușit să luăm un rezultat foarte bun, un procent de 31,3% din total număr de voturi la nivelul județului Călăraș. La această conferință regională a organizației PSD Pensionarii Socialdemocrați Sud Muntenia și anume următoarele județe care sunt astăzi alături de noi, prin care noi îi și salutăm, sunt județele Ialomița, Prahova, București, Tulcea și Giurgiu. Vă rog să-i aplaudăm reprezentanților. Avem onoarea să avem alături astăzi de noi pe doamnele Maria Lazăr, secretar de stat. Doamna Gabriela Coman, secretar de stat. Doamna Tatiana Sandu, secretar de stat. Și mai avem o doamnă președintă a organizațiilor de organizației femei Călăraș, doamna senator, președinte executiv, doamna senator Rosana Pațurcă. În rândul domnilor, astăzi ne onorează cu prezența domnul președinte al organizației pensionari național, domnul Popa Ion. Domnul șef de cancelarie al doamnei prim-ministru va apărea în câteva minute, domnul Costin Mihalache. Domnul Adrian Mader, secretar de stat, secretar adjunct al Guvernului. Domnul Rândurnică Marius, secretar de stat în Ministerul Muncii. Parlamentari, domnul deputat Nicolicea. Domnul deputat Sorin Vrăjitoru. Președinți de organizații, primari, viceprimari, care astăzi au dorit să fie alături de noi și de dumneavoastră în această zi importantă. Scopul întâlnirii de astăzi este următorul. Mobilizare pentru susținerea candidatului PSD, doamna Viorica Dăncilă, la președinția României. Și al doilea punct este să sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Vă mulțumesc foarte mult, doamna senator Roxana Pațurcă, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor, dragi seniori, colegii mei de partid, onorat prezidiu, dragi colegi parlamentari, domnule președinte de la nivel național, domnul Popa, tot respectul. De dimineață am avut plăcerea să fiu gazdă alături de domnul președinte și de colegii din conducerea Partidului Social Democrat din Călăraș, județelor care au răspuns prezent și pentru aceasta le mulțumesc. Dragi seniori, de asemenea m-am bucurat tot în cadrul acestei ședințe și dacă îmi permiteți, domnule președinte, domnul președinte al pensionarilor din județul Călăraș, domnul Călin, domnul Dumitru Călin, deși este interimar de puțin timp, aproape 3 luni de zile, cred că a construit, iar această construcție o vizualizez și eu astăzi în sală, atunci când vă privesc. De data aceasta, iarăși ne adunăm, ne organizăm, ne mobilizăm și preluăm de la dumneavoastră energia și forța necesară, pentru că ne-am stabilit un target mult mai sus și ne dorim ca fiecare tip de alegeri, județul Călăraș, să fie declarat câștigător. Bravo.
față de ultima întâlnire la care am participat, astăzi vă văd puțin mai mulțumiți și consider că este pe bună dreptate, pentru că de la 1 septembrie s-au majorat pensiile cu 15%. Era un drept al dumneavoastră. Un drept pe care noi, Partidul Social, am considerat că se cuvine și cred că în acești 3 ani de zile de la guvernare am făcut ce n-au făcut alții în 30 de ani de la Revoluție. Știți foarte bine că atunci când noi am intrat la guvernare în 2016, am preluat un buget cu un deficit în zona de pensii. Alături de guvernarea PSD s-a reușit să avem o lege care a îndreptat multe probleme în rândul pensiilor. Alături de noi, împreună cu cei din guvern, s-a construit această lege ce ne dorim să aducă beneficii și să elimine fiecare inechitate existentă, astfel încât voi, cei din sală, voi, cei din Călăraș, cei 60.000 de pensionari pe care are județul Călăraș, dar și cei 5 milioane de pensionari din România, merită să aibă aceste drepturi ce le cuvin. Dar vreau înainte să închei, să vă asigur de un singur lucru, că eu, Roxana Natalia Pațurcă, senator al României, reprezint Călărașul în Comisia de Buget Finanțe. Și eu mi-asum în fața dumneavoastră că sunt bani de pensii, că sunt bani de salarii, că avem creștere economică. În 2017 am avut 7,1%, în 2018 4,1%, iar acum preconizăm 4,5%. Această creștere o vom simți cu toții, poate că în timp, dar o vom simți. Vreau să vă asigur de tot sprijinul meu, să aveți încredere în noi, pentru că noi avem încredere în dumneavoastră. Mulțumesc!